Vitalie Matei este gata să-și continue seria victoriilor după ce s-a impus la gala precedentă printr-un knockout. Luptătorul moldoven spune că își dorește să repete succesul în lupta cu Clayton Henriquez. Vitalie Matei are în față o nouă provocare. La gala KOK World Grand Prix 2015, din data de 26 septembrie, el se va duela cu italianul Clayton Henriquez. Luptătorul din peninsula are 23 de ani și a disputat doar 5 lupte la profesioniști. El a obținut 3 victorii și a suferit 2 înfrângeri. Vitalie Matei spune că nu-i va lăsa nicio șansă adversarului său și îl va învinge prin knockout. Foarte mult aș vrea, pentru asta muncesc, mă antrenez, sperăm să fie, însă lupta o să arete tot ce va fi până la urmă. Este un luptător universal, are lupte pe MMA, are lupte pe K1, are multă experiență. Sperăm să fie o luptă foarte frumoasă și să bucurăm toată lumea care a venit să vadă acest eveniment. Matei, dar și colegii săi de club au parte de unele restricții înainte de luptele de la gala KOK. Noi, echipa de antrenori care e în club, le interzicem la sportivii noștri absolut tot. Ieșirile în cluburi, întâlnirile cu prietenile lor. Mai mult stai acasă, să odihnească. Facem un program, așa spus, foarte dur, pentru că asta este și rezultatul care eu o să-l arăte la luptă. Matei și Henriquez se vor duela într-o super luptă la categoria de 71 de kg. Moldoveanul a reușit să impresioneze la gala precedentă desfășurată în capitală. Pe 4 aprilie, Matei l-a învins printr-un knockout pe polonezul Piotr Voznitski. Pe 26 septembrie, în ringul de la sala polivalentă, vor urca mai mulți sportivi moldoveni, printre care Maxim Bolotov, Stanislav Reniță, Ștefan Cârlig, Dragoș Zupco, Cristian Dorel și Denisa Păvăloaie. În cadrul aceluiași eveniment se va desfășura și concursul de piramidă în categoria grea, iar un alt duel de zile mari va fi cel dintre Pavel Juravlev și Freddy Chemaio. Evenimentul va fi transmis în direct de posturile TV Eurosport și Fightbox.